Astăzi mâncăm doar mâncare din Minecraft timp de 24 de ore. 60% dintre voi nu sunteți abonați, așa că dacă îți place ideea acestui videoclip și vrei să mai vezi episoade de genul, abonează-te și haide să facem 10.000 de like-uri. Și uite bă că avem chiar noroc, nu știu dacă puteți observa, dar avem foarte multă iarbă aici. Așa că prima gustare, avem aici niște iarbă, ce să mai, salată ca lumea. Mă, n-aș vrea să mă bag pe animale, adică chiar nu vreau să omor niciun animal episodul ăsta, să fie mult mai greu challenge-ul, pentru că, da, așa să luăm fiecare animal ar fi foarte, foarte ușor. Din păcate, scoarță de copac nu pot să mănânc, nu cred că este comestibil așa ceva, dar o luăm așa, pentru unelte, una alta în Minecraft. Ne rezumăm strict la Minecraft momentan. Ne-am făcut și un toporaș și hai să vedem, prima casă ne aduce ceva? Cred că nu ne aduce nimic ca prima casă. O să o ciordim așa cum pat. Iar a doua casă, asta e destul de interesantă pentru că știu că are bookshelf-uri. Nu are bookshelf-uri, ok. Ce ne dă din prima? O, ne dă mere, ok, și ne dă cartofi. Deci prima în masa noastră este mere cu cartofi. Nu știu dacă e cea mai bună combinație, dar avem prima noastră mâncare. Avem aici mărul, care să zicem că este roșu pe o parte. Deci este mărul aici și avem un cartof. Dar știți care e problema? Practic e cartof nefăcut în Minecraft, așa că trebuie să mâncăm și noi cartoful nefăcut. Dar o să-l usăm după aia și o să începem cu mărul. Dar acum avem o problemă, cum mănânc eu? Cum mănânc eu cartoful ăsta, frate? Nefăcut așa, mă gândesc că, na, îl mâncăm crud, n-avem de ales. Măcar o să gustăm, știi? Și n-am gustat în viața mea cartof crud și e foarte, foarte amuzant. Îl mușcăm ca pe măr. Băi, eu am încercat, dar păcat de cartofi, e mult mai bun făcut. Da, deci din păcate nu prea am avut noroc cu aceste două alimente. N-a fost una pe placul nostru așa să fie, dar sunt sigur că vine ceva în continuare. Stai așa că avem pâinica aici, dar întâi o să ne ocupăm de acest iron golem. Bă, mi-am furat iron-ul, 3 iron, perfect. Hai să mâncăm și cartoful în Minecraft. Aici am rezistat mai mult față de realitate. Și avem aici baloți și o să facem pâinică din baloții acestea. Bă, pâinea e bună, pâinea e foarte, foarte bună. Probabil că majoritatea mâncați pâine, că e specifică românului și românul mănâncă pâine la orice masă. Este timpul să craftăm niște pâinică. Mă rog, aici este mai multă, dar vă dați seama, avem pâinică, bă, și îmi place alimentul ăsta. Așa că am luat mare baghetă aici, din păcate este jumate, pentru că jumate am rupt-o pe drum, dar pâinica așa. Mă, din păcate n-am putut să o termin pe toată, mai am foarte puțină. Dar o păstrez pentru mai târziu, că nu se știe. Și bă, e foarte bună, deci asta baghetă e genială, păcat că nu prea ține foarte mult, ține maxim o zi. Mă, o să ciordim și noi niște cabări din casa asta. Mamă, și stai că e fierărie asta, acum văd. E fierărie și s-ar putea să ne dea ceva bun în fierăria asta. O să facem așa un stone axe și sunteți pregătiți. Mă, în asta sigur ne dă ceva de mâncare, deci n-are cum, vă zic eu. Haide să vedem și 3, 2, 1 și... Bă, nu vine să cred, mi-a dat atâtea chestii. Bă, și nici măcar ceva de mâncare, uitați-vă câte chestii mi-a dat. Bă, și o chestie de mâncare, mă, nu mi-a dat. Și putem efectiv să facem și obsidian. Say what? Mare sabie de diamond ce ne-am făcut așa din primele minute. Păca că ne-a dat sabia asta de iron și o cam pierdem. Și o să facem și o găleată, frate. Facem o găleată că nu știi că ne trebuie. Acum știi care e chestia? O să vedem ce au și băieții ăștia pe aici, că de obicei știu că nu au doar siduri. Au și morcovi, cred? Sau cartofi? Da, uite, cartofi. Am mâncat deja astăzi. Ne intoxicăm cu atâția cartofi. Asta e ridiche. Beetroot seeds. Ne-a dat ridiche, băieți. Așa că următoarea noastră masă este mare ridiche. Din păcate nu am găsit o ridiche și singurul aliment care mi se părea că seamănă puțin cu o ridiche era o ceapă roșie. Adică seamănă foarte, foarte puțin, poate la culoare. Și... mare mușcătură din ceapă ce luăm. Mie îmi place în ceapă în general, dar nu goală. Hai să încercăm că e jale cu ceapa asta. Tot ca pe măr o mușcăm, deci nu mai mere mâncăm astăzi. Mamă, s-a terminat. Mamă, nu mai pot. Bă, e prea iute, frate. Stai, dăm puțin apă. Bun, am luat niște apă. Și vedeți aici ce apă am luat. Deci nu orice apă, vă rog frumos. Avem apă Fiji. E prima dată când cumpăr și eu. N-am cumpărat până acum, dar de dragul episodului am luat și o apă Fiji, care ce că e cea mai scumpă apă pe care poți să o găsești în magazine și e vreo 12-13 lei. Dar hai să vedem. Bă, sunt chiar curios cât de bună e. De ce ai dat 13 lei pe o apă
care efectiv e la fel. Mă, adevărul e că e șmecher sticla. Mamă, frate, deci nu mai pot după ceapa aia. Deci ceapa aia, no, deci niciodată nu mâncați ceapă goală așa și să fie și iute. Nu o să observe nimeni că am furat un lemn de aici. Deci chiar nu cred că o să observe nimeni, pentru că ne trebuie pentru un crafting table. Ia uite pe ăsta, bosule. Nu te supăra, e patul meu. Cred că e timpul să dăm un upgrade și la pickaxe, că nu se mai poate. Nu vă supărați, vreau și eu să-mi fac un pickaxe dacă nu vă deranjez. Mă, și acum cred că ne mai lipsesc morcovii. Cred că s-ar putea. Da, uite, am găsit și morcovi. Let's go. Cred că am găsit toate leguminoasele pe care se pot planta în Minecraft. Deci avem și următoarea masă mare morcov. Ce băgăm să vedem acolo bine. Adevărul e că mâncam foarte mulți morcov când eram mic, pentru că văzusem la desene animate că dacă mănânci morcov vezi mult mai bine. Așa că FBI, open up! Și încercăm pe morcov. Și e foarte bun pe morcov. Mă, și îmi bag și banii. Am mâncat ceva și din morcov, dar nu cred că mai găsim alt aliment în satul ăsta, pentru că cam atâta poți să găsești. Acum vreau să, nu știu, să ne mai uităm prin jur. Eventual poate o să ne ducem și într-o mină să mai găsim chestii speciale. Nu mă refeream la asta, să mergem într-o mină. Vedeți că am găsit ceva bombă aici, mare miere ce am găsit. O, s-a băgat ăsta fix acum. S-a băgat albinuța fix acum. Nu știu dacă ați văzut. Dar mare miere ce am găsit aici. Și cred că trebuie să facem un campfire ca să afumăm frumos mierea și ca să o luăm după aceea. Am găsit și cărbune pentru campfire. Băi, credeți-mă că ceapa aia, deci mi-a dat tot stomacul peste cap și nu glumesc deloc. Am făcut mare campfire, din câte știu eu trebuie să-l punem sub frumos, bam 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 bam. Așa, și ar trebui să iasă cu fum, da. Și acum trebuie să așteptăm puțin ca să facă miere și după aia mamă ce băgăm niște miere în viața reală. Aia zic. Până se face ăla trebuie să mai facem rost de fier, pentru că ne trebuie o foarfecă ca să luăm mierea. Practic nu avem cum să luăm altfel mierea. Așa că mergem în căutare de iron. Punem aici la prăjit iron-ul. Între timp ia să ne uităm. Oh, cred că a făcut. Da, s-a făcut mierea. Let's go. Luăm aici frumos foarfecele și să vină miere. Băi, vrei și tu miere, mă? Bam! Stai că am luat miere aici, dar noi am picat în groapă. Let's go, honeycomb! Deci avem aici mare miere de la țară. Deci să se știe că e miere de la țară, de la bunicul meu, de la tătăiță. Deci avem aici mare miere, am luat și o lingură. Bă, și sincer vă zic, mie chiar îmi place mierea. Adică cum să nu-ți placă mierea, e super, super bună. Așa, o să luăm și noi o linguroaie, așa, să zicem. Mm-hmm. Mi se pare o alternativă mult mai bună pentru zahăr. Adică decât să pui zahăr, mai bine pui niște miere și chiar vă recomand și vouă. Acum partea nașpa cu mierea este că lipește peste tot și am dat pe mousepad. Mă, știți ce am omis eu? Să iau niște lapte de la văcuță, bă, chiar am uitat. Hai să luăm niște lapte de la văcuță. Lăsăm aici pizza și ia uite, direct lapte. Și ce avem noi aici? Direct lapte. Lapte. E exact același lapte. Uite, asta e găleata. Mare găleată ce avem aici. Nu sunt sponsorizat de nicio firmă acest episod. Și mare găleată cu lapte ce băgăm în noi. Ia uite, și zilele sunt mai ușoare de când băgăm lapte. Aia zic, băieți. Vezi lapte. Mai e cam suficient că ne umplem numai cu lapte și nu mai mâncăm nimica. Ah, am uitat să-l bem și în Minecraft. Bă, honeycomb nu cred că să... Da, nu se mănâncă. Așa că mai băgăm puțină pituță și chiar avem pituță aici. Wow. Am făcut și eu aici o mină cât de cât, știi, să fie acolo ok. Și să sperăm că găsim și noi ceva. Dar între timp mi s-a făcut și mie așa sete. Așa că mai băgăm puțină apă de la Fiji la cât am dat pe ea. Nici nu mai contează. Văd să aud ceva zombie pe lângă noi. Sau abar n-am, o grămadă de mobi. Bez 2 litri de zi pe apă. Mă, mi se duce și pickaxe-ul. Dar aud eu ceva aici și nu-mi dau seama. Cred că... Nu vine să cred, am găsit spawner. Efectiv am găsit spawner. A, uite că avem încă 3 iron, bun. Am găsit spawner și nu mai am pickaxe. Oh my god, holy moly. Stai așa că trebuie să-i rezolvăm pe băieți. Bun, și golden apple, perfect. Pâine deja aveam. Să nu cred că putem să mâncăm, restau nici atâta. Bă, bun. Bun golden apple-ul. A, și ne mai dă și un morcov, lol, frate. Lol. Din păcate n-am găsit un măr de aur și... Na, n-am avut cum să găsesc un măr de aur. Dar avem un măr verde care, să zicem că se vede galben, care e așa, mai
e bun, e bun, ăsta e cel mai bun măr. Și cum îl băgăm în Minecraft, așa îl băgăm și în realitate. Așa. Mă, foarte bun mărul, chiar, chiar a intrat foarte bine acolo la viață, sincer să fiu. Ne-am mai dat acolo câteva ore în plus în viața reală. Cum ar fi să găsim diamante pe aici? Cred că ar fi genial, frate. Văd că deja am ajuns la stratul 11. Nu înțeleg cum. Dar hai să dăm așa o tură de diamante. Bă, diamante nu am găsit. Dar stați puțin că am văzut ceva acolo. Mare mineshaft. Mai bune decât diamantele. Mai bune decât diamantele. Un mineshaft, vezi că e forță. Deci asta vă vorbeam. Deci dacă găsim mineshaft e perfect. E perfect și uite că am găsit. Acum trebuie să găsim și chesturi în acest mineshaft. Mă, și e mineshaft. Oh, stai așa. E mineshaftul ăsta fix efectiv sub village-ul ăla. Și acum să vedem pe unde mai mergem să găsim chesturi. Mamă, ce ne-a bubuit ăsta după ce că eram plin. Mai vine și ăsta să mă bubuie. Oh my god. Nu. Ce se întâmplă aici? Nu mai înțeleg nimic. Și nu găsesc din chest. No, lasă-mă în pace, boss. Ah, what? Bă, ce? L-am văzut random. Nu știu dacă ați fost atenți, dar efectiv m-am uitat după ăla și am văzut chestul. Ia să vedem cine dă chestul ăsta. Ne dă nimic de mâncare. Mă rog, ne-a dat ridiche, dar nu mai mâncăm nicio ceapă. Oh, salutare. Din păcate, nimic comestibil. Din câte ați văzut. Pe aici văd că e în fundătură. Mamă, 3 chesturi. Glowberries. Bă, da. Glowberries, mâncăm mare glowberries aici. Și trebuie să mâncăm și în realitate. Am scos sabia de aeron aici și am avut o problemă. Glowberries, n-am găsit niciun fruct, legumă, orice chestie să semene cu glowberries. Și mi s-a părut cel mai asemănător cu un mango. Am luat un mango și prima dată când mănânc mango gen fruct. Da, știu cum are gustul pentru că este foarte, foarte bun în multe chestii. Să sperăm că ne ajunge durabilitatea de la sabia de iron să mâncăm acest mango. Nici nu știu cum se taie, efectiv. Uitați-vă la mine, zici că samurai Jack. Hai că iese, băieți. Am încercat și o feliuță aici să tai și ar trebui să iasă, dar... O, vedeți că a ieșit. Mare felie de mango ce am luat aici. Bă, vedeți că arată bine rău. Știu cum e mango, dar încercăm și din fruct. Zici că e un pepene mult mai mic. Dar e bunicel așa, e bun. Chiar e bun, e dulceag. Și bun acolo. Merge. Să se știe că e și bio. Deci nu e orice mango, e bio mango. Așa că băgăm și în Minecraft niște mango aici, mă rog. Oh, nici nu știam că poți să-l pui. Rip. L-am pierdut. Oh, bă, lasă-mă, câte chesturi găsim aici. Ok, aici nu cred că e nimic comestibil, dar știi ce, o să luăm căulul. What? Bă! What the fuck? Până cum? Cum am găsit chest în chestia asta de ametist? Cum se numea asta? Ametist. What? E prima dată când văd așa ceva. Efectiv, cred că s-a unit mineshaft-ul. Deci s-a unit mineshaft-ul cu ăsta de ametist. Hai mă să vedem ce e aici. Avem pâinică, ăsta că avem și de-astea. Marș, că avem melon, nu cred. Bă, dar de ce l-am văzut așa târziu? Avem mare melon. Deocamdată nu ne e foame, dar băgăm salunece în viața reală. Încă o dată scoatem sabia de iron și avem aici un harbuz, cum s-ar zice. Deci avem aici mare harbuz. De fapt nu e așa mare, e un harbuz normal. Și bă, chiar mi-era dor să mănânc un pepene. N-am mai mâncat un pepene de o grămadă de timp. La noi în Oltenia se zice lubeniță. Deci v-am zis și arbuz și lubeniță. Deja două regionalisme direct. Așa că băgăm... Cred că vrea și microfonul. Așa că băgăm mare lubeniță. Ia să vedem, să sperăm că nu mor și că nu-mi bag sabia de aer în mine. Mamă cum miroase. Băi, deci mirosul de la pepene verde e genial. Efectiv, deci mirosul de la pepene verde e genial. Îl recunoști dintr-o mie. Mamă, a ieșit. S-a terminat. A ieșit. Oh my god, și nici n-are semințe multe. Uitați-vă că n-are semințe multe. Bă, deci astea fără semințe sunt...
Băi, sunt peste medie. Încercăm aici primul harbuz pe anul ăsta, deci ne-am mai mâncat de o grămadă de timp. Ne-am mâncat de anul trecut, să cred că se face un an. Și let's go! Pe departe, cea mai bună metodă de a mânca lubeniță, efectiv, e să muști așa din ea. Mi se pare cea mai satisfăcătoare. Chiar dacă te murdărești, așa mâncam când eram mic și așa m-am învățat. Poți să tai frumos, feliuțe sau așa. Nu, frate, ești nebun. Bă, asta înseamnă, mă, și copilărie. Așa făceam înainte când eram mic. Efectiv, îmi dădea bunicul, ia de aici și mâncam, mușcam efectiv din el până ajungeam la coajă. Am ajuns și într-un final acasă, hai ca acasă, că suntem în sat. Bă, lasă-mă și pe mine să mă culc. Aolea, ce e aici, avere? Dă-te, boss! Dă-te, boss! Mamă, ăștia sunt trei într-un pat. Cum fac trei într-un pat, ești nebun? Bă, uitați-vă câți creeper sunt, trei aici, mai sunt doi acolo, s-a terminat. S-a terminat. Mamă, vine și Enderman-ul după mine. Uite ce stau șobolanii ăia acolo. Deci uitați-vă ce stau șobolanii ăștia la umbră. Mamă, și început nu se ia foc. Caterinca. Și trebuie să terminăm așa frumos la final de zi. Știi, cum te uiți așa la un meci, toate cele, știi, îți trebuie așa o gustare, nu ceva așa foarte, foarte complicat. Așa că, uite, avem aici floarea soarelui. Perfect, sunflower. Avem foarte, foarte multă floarea soarelui. Așa că luăm semințele și băgăm aici la semințe noi. Am deschis și asta de semințe, numai bine, deci băgăm o sămânță și s-a terminat și ziua. Ia să vedem, spargem aici în spate. Știți bine că e doar un chest și avem cookie-uri, nici nu știam că poți să găsești cookie-uri aici. Bă, începem cu un desert, ești nebun? Bă, îmi plac prăjiturile. Deci prima mâncare pe care o mâncăm astăzi este clar un desert. Ia mă să vedem dacă am găsit un cookie cât de cât asemănător. Avem aici fix 4 cookie-uri, deci le vedeți aici fix 4 cât avem și în inventar. Deci nu e microfonul mai așa, să am loc să mănânc. Și băgăm aceste cookie-uri că deja ne-a scăzut hunger-ul în viața reală, nu în Minecraft. Mai luăm jumate din unul și cred că avem hunger-ul full deja. Bă, noi am mâncat cookie-urile astea, dar am uitat de al doilea chest din templu. Doamne, ce bun sunt. Efectiv, am uitat că sunt două chesturi. Diamante, bro, ce? Am trei diamante și nici n-am început bine. Băgăm cookie-urile și aici, dacă le-am băgat și în realitate. Ne facem un pickaxe, nu? Ne facem un pickaxe de diamant. Dacă avem trei diamante, ce pot să faci altceva? Și bă, vezi că stăm bine deja. Bă, mi-e destul de foame și în realitate și în Minecraft. Deja scade hunger-ul. Hai să mai căutăm ceva totuși, pentru că... Da, trebuie să supraviețuim cu viața asta, mamă, ce era să pic. Am găsit tot taiga și știu că în taiga găsim sweet berries, ceea ce o să ne ajute, sincer. Aș mânca așa niște fructe, să fiu sincer cu voi, dar nu găsesc. Bă, ce face cu găina? A furat găina. Am mers pe altă insulă, dar în sfârșit am găsit sweet berries. Dă-te că le iau pe toate, frate. Bă, uitați-vă ce foame mie. Pot să zic că în realitate ar merge așa niște fructe. N-am ce să zic. Ia să vedem câte avem. 35. Vezi că mâncăm bine. Ne facem și full HP. Sunt mai multe tipuri de sweet berries, dar eu am ales niște afine. Luăm aici afinele și luăm un pumn mare de afine, pentru că oricum avem foarte, foarte multe. Mamă, stai așa. Ia uitați-vă câte afine am aici. Mamă, stai că fug. Bă, afinele sunt foarte, foarte bune. Hai să le băgăm pe toate. Bă, chiar foarte, foarte bune afinele. Nu știu cu ce te ajută. Știu că parcă te ajutau la vedere, să vezi mai bine. Habar n-am, parcă așa era. Și băgăm și în Minecraft să ne facem full hunger. Bă, au intrat bine. Vezi că merg după niște biscuiți, niște afine. Hai că am găsit un sat, ar trebui să găsim multă, multă mâncare aici, pentru că iar se duce din hunger. No! Nu! De ce am găsit ou? De asta mi-era cel mai frică. Nu trebuia să găsim ou, pentru că nu-i trebuie să-l mâncăm în viața reală. Poți să-l mănânci chiar dacă pe Minecraft nu poți. Oh my god, trebuie să mâncăm un nou crud. De ce mi era cel mai frică? N-am scăpat. Avem aici oul, deci este un ou crud. Nici măcar nu-i fiert. Bă, cred că era mai bine să-l fac fiert, gen. Cred că ați văzut aici tricou cum place să mănânc. Sponsorizează, îmi place să mănânc acest episod, nu știu dacă ați văzut. Hai că da, dacă e. Mamă, și trebuie să mănânc ou ăsta. Mi-am luat aici o cană, în caz că îl vărs. Nu știu dacă ați mâncat vreodată ou crud, dar se recomandă, cică, să mănânci un ou crud. Dar nu știu ce psihopat poți să fii să mănânci unul și să-ți placă. Ok, sper să nu vomit. Cred că o să fie foarte, foarte scârbos. Îl deschidem. Oh my god. S-a vărsat. Bro, s-a vărsat. Bro, se varsă. Mă rog, a mai rămas din el aici.
Bă, mi-e frică, mă jur că mi-e frică să mănânc ouă ăsta. Bă, ouă ăsta e bun, mă. Bă, nu miroase a nimica, efectiv, nu miroase a nimica. Cred că e bun, că nu e de mult timp și e de țară, e eco. Mamă, trebuie puțin tupeu, bro. Lăsați-mă acolo să-mi fac tupeu pentru asta. Stai să mă țin de nas, stai să mă țin de nas. 3, 2, 1 și... Aoleo, nu pă. Ha! Mamă, ce scârbos e! Ha! L-am aruncat ca pe Minecraft, uite, l-arunc și pe Minecraft. Nu mâncați ouă crude. Doamne, de ce am vrut să fac chestia asta? N-are logică. Bă, și era și găina asta aici. Asta înseamnă că trebuie să o omor? Am omorât găina. Ia uite găina. Bă, uite găina. Asta înseamnă că trebuie să mănânc piept de pui. Bro, ce? Mă duc să iau pieptul de pui de la congelator. Revin. Oh, n-am mâncat, dar pieptul ăsta de pui neapărat trebuie să-l mâncăm. Hai că-l mâncăm dacă e ceva. Doar l-am adus aici. Aveam congelator, am zis așa pentru episod. Acum nu știu ce aș mai putea mânca, sincer să fiu cu voi, adică sunt destul de multe variante, dar aș vrea să mănânc ceva ce n-am mai mâncat. Mă, ce? De când e baraca așa ceva în sat? Mr. Beast, mă! Nu cred, Mr. Beast, să trăiești, mamă! Bine, mă, Mr. Beast! Care a bubuit, bă, a bubuit creeper-ul? Ce, mă, mi-a dat pizza? Ce zice, mă, Mr. Beast ăsta? Salut, Sinel22, pentru 100 de năsuși! Ok, mănânci pizza asta de pe masă? Bă, nu mai e masă, dar am luat-o eu cu forță, să zicem așa. Cred că a fost un creeper, sincer să fiu cu voi. Ok, bă, Mr. Beast, cred că pot să mănânc pizza asta. Bă, dar stai că trebuie să mâncăm și în viața reală. Mamă, ce coincidență, chiar am o pizza aici. Asta ce e, 4 stagioni, 4 formagii, 4 formagii, am și eu 4 formagii. În același timp. Bine. Mamă. Vezi că intră bine, mă. Bă, vezi că intram bine, Mr. Beast asta. N-am ce să zic, bă, bună pizza asta. Eu știam că e cu burger, Mr. Beast-ul, dar hai să zicem, mulțumesc frumos de această pizza și felicitări, ai în spatele meu. Ce am în spatele tău? Este așa. Uuu, 100 de năsuși, bine, bă. Mersi frumos, Mr. Beast, te pup acolo. Da, subscribe la Mr. Beast, că e băiat. Bă, știți ce n-am verificat noi? N-am verificat plantația asta aici, la gogul ăsta, la fermierul ăsta. Uuu, ia uite ce are. Mă, are căpșuri. Să trăiești, Nea Vasile. Bine, ce facem, mă, villagerul ăla în spate? Avem căpșunele, ești nebun? Bă, vezi că intră niște căpșuni. Niște căpșuni așa de vară, ești nebun? Hai să deschidem aici. Mamă. Bă, ia uite aici căpșunile. O luăm pe asta, pe cea mai mare. Bă, vezi că e mare rău. Vezi că intră așa de vară, n-ai ce să zici. Știu că sunt unele persoane care mănâncă cu tot cu frunza asta, dar n-ai, mă, cum. Trebuie să-ți iei aici frumos de frunză și muști. Hai să mâncăm și în realitate și în Minecraft în același timp. Vezi că intră, bă. Mamă, adică n-am mai mâncat căpșuni. Vezi că-s bune, rău și cu puțin zahăr pe lemn. Mamă. Și cea lângă ce e? Lemon seed. Bă, da. Lămâie. O, bine, șefule. Te pup. Bă, vezi că ne-a dat ăsta două alimente. Hai să băgăm niște lămâie. Mamă, dar stai așa că lămâia e nașpa de mâncat. Lămâia e cam nașpa, dar avem aici sabia de iron. Dacă mai țineți minte din primul episod în care am mâncat noi chestii. Și am pus mending pe ea ca să țină mai mult, înțelegeți? Dar trebuie să tăiem lămâia asta într-o feliuță mică, așa, să mușcăm o feliuță mică. Hai că am tăiat aici o feliuță. Nu pot să mănânc o lămâie întreagă, că e nebunie. Ia uite aici, ați văzut acolo lămâia și hai să mușcăm din ea, nu știu. Cred că e ok dacă mușcăm din ea, nu? Mamă, ce nașpa e? Trebuia să pun și eu niște zahăr. Mamă, știi ce putem să facem? Deci fiți atenți, putem să facem limonadă, bă. Nu mi-a trecut prin cap. Ia să facem repede o lopată aici și facem limonadă, dar ne trebuie un pahar totuși să punem limonada asta. Am văzut niște sand acolo și facem glass. Fiți atenți ce limonadă bună facem. Am făcut rost aici de 3 glass, ok, și punem așa și am făcut limonadă, nu? Limonadă, bă, ca pe My City. Mai ține minte cineva când vindeam limonadă, bă, pe My City. Bă, stai așa că trebuie să bem și realitate, nu? Vezi că intră. Avem mare limonadă aici și vreau să o punem într-un pahar special. Vreau să o punem în acest pahar cu TNT. Neapărat trebuie să bem din paharul ăsta. Pun aici puțină limonadă. Bun. Și bem limonadă. Deci ați văzut că din asta am pus, nu din altceva.
Bă, merge, 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 chiar e foarte bună. Dacă era mai rece, era și mai bună, dar vezi că e top. A intrat numai bine după blămâia aia acră. Mamă, trebuie să ne și culcăm puțin, pentru că am tot mâncat, dar n-am apucat să mă culc și eu, frate, ca un om normal. Bă, vezi că am încercat niște mâncăruri destul de diferite episodul ăsta. Chiar n-am ce să zic, bune, bune mâncăruri. Mă întors puțin în junglă, că am zis că sigur găsești ceva pe aici destul de interesant să mai mâncăm, dar nu-mi dau seama ce. Am mâncat niște cookie-uri de aici, nu știu ce am mai putea să mâncăm. Oh! Salut! Banane? Poate că să mă o banane Minecraft! Opa, bă, vezi că merg niște asta că am mai uitat aici. 4 banane? Mamă, vezi că mi-era foame rău de tot și chiar n-am mai găsit niciun tip de mâncare în ultima vreme. Am băgat acolo niște banane și băgăm și o banană în realitate. Nu știu de voi, dar eu așa desfac banane, nu știu, mi se pare cea mai rapidă chestie. Uite așa, ai desfăcut și bă, bananele sunt chiar foarte bune. Acum mă simt ca o maimuță, efectiv, cu bananele astea, sunt și în junglă. A fost și bună banana. Vezi că în afară de ouă ăla și de lămâie, chiar au fost bune, chiar au fost bune alimentele. Bă, sunt destul de low și nu mai am nici mâncare, mi-am mâncat toate bananele și trebuie cumva să supraviețuim. Mai am o lămâie, dar nu cred că ne ajunge lămâia asta. Mamă, nu ne ajunge lămâia asta. Trebuie să găsim ceva mai consistent. Mamă, ce-i asta, mă? Bro, am găsit usturoi. Ce, mă? Garlic. Bă, poți să-l mănânci măcar? Da, mă. Mamă, trebuie să mâncă usturoi. Ok. Bere, bă, mă duc să desfac un usturoi. Ok, am luat efectiv un usturoi. Mie îmi place foarte mult usturoiul, ca să înțelegeți. Doar că n-am mâncat niciodată așa simplu. Cred că e cea mai nașpa chestie. Ok, știi ce? Fuck it. Pentru episodul ăsta mâncăm usturoiul și s-ar putea să fie cea mai nașpa chestie. Actually, e destul de nașpa oricum. Mamă, nu mai am limonadă. Mamă, ce combinație. Stomacul meu după video ăsta e jale. Mamă, aftertaste-ul e super nașpa, efectiv, e super, super nașpa. Bă, bă, ce e aici? Ia uite tron de diamante, de când e asta Minecraft? Ce e aici? What? Ce e asta? Shawarma? Nu cred! Bro, shawarma! Bă, ăsta-i tronul shawarmei! Bă, stai să nu vine ceva pe la spate. Nu pot să cred, e efectiv tot ce aveam eu nevoie. Deci avea nevoie de o shawarma. După usturoiul ăla, credeți-mă că intră bine o shawarma. Dar de unde scot eu o shawarma în viața reală, gen? Și pentru voi, pentru episodul ăsta, cum să nu scot eu o shawarma? Uitați-vă și voi, de ce cât capul meu. Bă, dar trebuie să ne ascundem cumva să nu ne omoare ăștia cât îi mâncăm. Uite, îmi fac așa un turn, ești de bun? Ne facem un turn ca să apuc și eu să mănânc shawarma. Păi nu? Mamă, ești nebun, ce intră shawarma asta după usturoiul ăla. Ia, vedeți aici shawarma. Hai să luăm mare gură. Mamă, cum e după usturoi. Trebuie să o băgăm și Minecraft, neapărat. Ne-a făcut full hunger, bine! Bine rău full hunger. Mamă, cum trec eu de ăștia? Cum trec eu de barbașanii ăștia? Cred că o să fac o schemă de genul. Mamă, dacă pic în ei, s-a dus. Bă, ar merge ceva de băut, dar sincer să fiu cu voi, nu cred că mai găsesc nimic de băut. Ia să vedem. Bă, hai că am scăpat de ăștia. Hai să căutăm ceva de băut. Mă, ce? Ce asta? E bere! Bă, n-avem voie cu bere Minecraft, alo? Fără bere, luați-o voi, zombie. Hai că bem bere dacă e ceva. Bă, vă dau 100 de lăsoși, dar mă lăsați în pace, ce? Alo? Mă lăsați în pace. Alo? Nu, 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 nu. Oh my god. No! Mamă, mamă, după shawarma aia abia mă mai mișc, ești nebun. Ok, n-am văzut creeperul ăsta. N-am văzut creeperul ăsta. Oh my god. Bă. Am la mare speedrun de iteme. Practic noi trebuie să facem rost de iteme. Prima dată avem tortul și trebuie să facem rost de 3 milk, sugar, niște ouă și wheat. Let's go. Avem aici niște wheat foarte, foarte frumos. O să mai avem nevoie de wheat și pentru restul de crafting. Avem foarte multe chestii de craftat. Plus de asta wheat-ul ăsta o să ne ajute pentru desigur mâncărică. O salutare, oule. Let's go. Mulțumesc frumos. Ești o drăguță. A, și văd acum că satul are și o fierărie. Mama, am trecut pe lângă ea efectiv când am intrat în sat. Cum să nu intri într-o fierărie? Efectiv, e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Let's go, apples.
Mere, frumos, bam, 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 îmi place ce am găsit aici. Și mai avem fierărie, mai au fierărie acolo, am văzut, nu? Hai să mergem la ea. Și nouă ne trebuie încă un iron. Deci, dacă găsim în fierăria asta, putem să facem 3 găleți. Avem nevoie de 3 găleți cu lapte pentru tortuleț. Și avem, vezi că avem bine, let's go. Și avem aici multe alte chestii în plus. Facem aici 3 găletușe, foarte, foarte frumos. Mai avem încă 3 bucăți de iron și vreau să iau acum lapte. Tu ești o văcuță foarte cuminte și o să iau lapte de la tine. Bam, bam. Am mai găsit un ou pe traseu. Mai aveți pe aici o ou? Pe aici, au, și sugarcane. Fix ultimul ingredient de care aveam nevoie pentru tort. Și cred că putem crafta un tort. Let's go. Primul item craftat. Am luat tortul aici și este foarte, foarte bine. Ia, zi ce ai craftat aici. Zi ce ai craftat. Vi și ne dai like, tată. Vi și ne dai like. Așa, zi. Așa. Deci aici e practic tort cu ciocolată și cu 8 cireșe, bine, vișine, cireșe sau ce exact cum e ca în nu Minecraft. Nu se știe, voi ce credeți că e pe tortul din Minecraft? Cireșe sau? Eu chiar cred că sunt cireșe. Cireșe, da. Mai roșii, fii atent. Da, cât mai deschise la culoare, da, okay, exact. Okay, bun, okay. Deci avem un blat de ciocolată cu ciocolată în mijloc, care e ciocolată destul de tare, deasupra frișcă de nebunie și după aia avem deasupra... Tată, ia, hai, tu, eu vreau să văd pe tine primul, uite, bun că e deja... Pe mine primul? Da. T-ai gustat deja? Nu. Nu-i gustat, că n-aveai cum. În caz că se moare gen, moare zină în primul. Dar fii atent, știi care e chestia? Simți ciocolata... Că e puternică, da. Fii atent, s-a întărit. Zi tu că nu ți se pare că s-a întărit ciocolata? Ce e foarte bună. Mamă, fii atent că băgăm o vișină. Vezi care sunt bune. Poate rămâne fără dinți pe aici. Ok, urăsc vișinele. Băi, ok, îmi place. Hai să dăm și niște note. Da, hai zi. Ia zice un 8.50. Ia zic 8.50. Mamă, ciocolane. Eu l-am făcut și ele zice. Nu, știi de ce îți dau 8.50? Pentru că nu-mi plac vișinele. Că n-au... Băi, eu dă de nuci, ești nebun? N-au venit să dea like, băieți. Poate dacă dau like. Băi, merge un 9 și hai să zic de ce. Faptul că gen, cred că puteam să dau mai mult cu ciocolata în mijloc. Da, eu de ce? Okay, adică ținând cont că am făcut 3 ore jumate, cam 3 ore jumate am să fac toate astea, e insane de bun asta, sincer, pentru că am făcut. Din desert în desert, avem aici mare plăcintă de dovleac. Pentru plăcinta de dovleac, cred că avem remediu. Am văzut acolo pumpkin, let's go. Am găsit aici și pumpkin, deci efectiv satul ăsta le are pe toate. Cred că s-ar putea să facem direct, exact. Efectiv niciodată n-am craftat un pumpkin pie, nu știu, efectiv mi se pare super, super useless. Și l-avem aici și băgăm în noi. Stai să dăm așa să și vadă. Bă, sincer, culoarea e ca în Minecraft. Efectiv, zici că e din Minecraft. Da, exact. Da, deci dovleacul n-ai cum să brănești, dar gen, efectiv, asta e exact ca în Minecraft. Deci avem și ou, avem și zahăr, avem și dovleac. Ok, let's go. Fiatru, plot twist, n-am mâncat niciodată plăcintă de dovleac. E prima dată când mănânc. Mă, dar nu pot să o iau, nu mă lasă să... Mamă, nu poți să o iau, mâncați ești. Ia zi, Sinerstein. Mamă, și bune. Nu cred. Ba. Că mamă, ce bune. Te-ați puțin la final. Gustă. Te-ați puțin, hai că-s curios. Bă, vezi că e foarte bună. E tank? Cred că o tragem pe dreapta după episod. Păi, toate se trag pe dreapta după episod. Bă, vezi că e foarte... Se simte scorțișoară atât de bine, gen... Wow. Mamă, ce senzație, Octaviane! Se simte dovleacul, ești nebun? De, e ca lumea. Da, care e bună. Deci, ce senzație, Octaviane! Asta zi, hai zi notă direct, că am zis că gustăm, nu că mâncăm. 10, da, clar. Astea sunt tank. Deci cartofi prăjiți cu ceafă de porc. Trebuie să găsim acum niște ok, nu mă așteptam să găsesc atât de repede. Gen chiar nu mă așteptam să găsesc atât de repede niște porci. Am nevoie de un pork chop și ce merge lângă un pork chop? Merge un cartof prăjit. Și cred că are sigur să te anunț, un cartof prăjit. Cred că trebuie să aibă. Ok, am găsit. Avem fix două furnale, ceea ce e foarte tare. Cred că deja s-au prăjit și mare baked potato și cooked pork chop, le avem aici, le avem în inventar. Let's go, le-am craftat și pe acestea. Practic le-am prăjit, nu le-am craftat, pentru că nu putem să le craftăm. Ai furat un... M-a furat startul. Deci, practic, dacă stăm să ne gândim, pork chop-ul e cea mai... care îți dă cele mai multe pulpe în Minecraft. Cam așa, și că da. Morcovul de aur. Da, morcovul de aur îți dă cea mai mare saturație. Okay. Gen, îți dă 3 pulpe, ăsta îți dă... 4. Ăsta îți dă 4, exact, dar nu îți dă la fel de multe saturație, dar morcovul de aur îți dă insane de multe saturație. Poți să fugi. Hai să vedem dacă ne dă și în viața reală. Hai, da, bagă. Hai, tată, direct. Ai gustat cartofii? Da. Zi o notă la cartofii. Cartofii, n-ai ce să notă să-i dai. Cartofii sunt cartofi. Cartofii sunt cartofi. 10. Da, gen, sincer, gen. Și cartofi, gen, ne bun că dai 10 cartofi. Ok, fii atent. Aia ta, asta e merge. Ah, ok, ne bate pe ea. Deci a pus Sami la condimente pe ea. A nebunit. Deci am zis că a nebunit. Mamă, nu pot să iei piat. Holy shit, cât de... Bă, te-a luat os. Bă, te-a luat osul! N-am văzut că e os, am crezut că... N-am știut că e os. Ia din partea asta. Ia din. De mie mi se pare insane. Deci, efectiv, s-a folosit un condiment special pentru... Pentru ea? Da. Nu, tu ai vrăji. Ai băgat mega proiect aici în ceapa asta. Cred că l-a luat doar grăsime acolo.
Bă, e bună. Chiar e bună. Mm-hmm. Da. 9.50. Tot 9.50, e da. Bună. Da, e bună. E ce faci? Da, eu ce-am văzut, da, de exact. Eu ce-am văzut, da, de bun. Așa? Da, cartofi sunt cartofi. Cartofi sunt cartofi, ma, zice frumos. Vezi că avem mare supă aici. Oh, și-am găsit și supa. Mushroom stew, let's go. Am găsit și supa. Deci putem să băgăm și o supă lejer. Aia vreau să văd. Am găsit și supița. Avem mare supă în ștain. Suspicious stew. Și cu ce mâncăm? Cu culița. Hai să craftăm repede niște linguri. Ia, bagă, hai tu primul. Eu primul? Tu ești expert în supă. Iată că e de pui, gen. E de pui? E de pui. E suspicious stew. Parcă îl vezi că se teleportează din camera asta. Nu, no, direct poison îmi iau. Așa, pu... Mă, ești de bun? Mă, o supă. N-ai ce să vrei de la o supă, ia, pusă. Ce poți zici de la o supă? E o supă. Bine, e și puțin rece, mai da, e rece, e rece, asta am făcut-o printre primele. Da, exact, cred că printre primele. Cred că nu gustă, bă, ia mă și tăieței. Nu, frate, că în Minecraft nu ai tăieței. Are și el dreptatea lui, ne mai rămas ceva, Sami. Da, în coasă craftez și eu ceva. Deci, fii atent, la tine pe episod, tu ai mâncat mărul de aur. Eu trebuie să-l craftez și să-l mănânc la mine. Da. Ok, let's go. Și totodată mărul auriu pe care îl băgăm chiar acum. Am băgat mare măr de aur. Să ne dea acolo absorption, regeneration, toate cele. Ia zi, Sinnerstein. Mamă, fii atent că ne băgăm la creație aici. Deci avem nuggets. Deci cam Minecraft, m-am dus în Nether, am luat niște... Ce nuggets, mă? Nuggets, mă, din ce se face mărul de aur, ești nebun? Da, tata, asta zic, așa. Mamă, dar e cam greu. Nu știu ce să zic, s-a cam descurcat Sami. Mamă, ce... Da, uite-o, tata, cum... Mamă! S-a dus! Mamă, am ales aici și un măr micuț, ca să nu avem probleme. S-a dus, ok. Pune-o, așa, așa, așa... Ia, tata. Mamă, vezi că am pus-o. Vezi că am pus-o, gen, dar n-am pus-o bine, asta e clar. Ia, ne băgăm la creație aici. Mamă, cum arată, mâncați așa. Mamă, let's go. Ok, dacă aveam mai multe foițe, cred că îl făceam câte, full. Câte mai ai? Mai am una. Dar uite-te cât de smooth arată. Da, exact, efectiv. Gen, uite-te cât de smooth arată. Ok, au mai rămas aici, cum să zic, foițe în plus. Dar n-avem ce să facem acum, că e foarte, foarte sensibil, efectiv. Mamă, dar cât de bine s-a lipit. Păi știu eu să lipesc, am mai făcut eu de-astea într-o viață anterioară. Da, tată. Ia și ia să vedem ultima bucată. Ultima bucată. Wow. Nu mai are niciuna sub? Nu. Mamă, asta trebuie să o lipesc gen lângă. Oho. Mamă, nu se pune. Cred că am făcut un bloc de gold. Cred că ai făcut un bloc, sincer. Ok, nu știu ce se întâmplă aici, dar... Ok, am încercat. Dar vreau să mușc din partea asta de gold, să vedem cum e goldul ăsta. Tinere. Ia. Hai, o să ai gold prin toată casa. Ce părere ai? Ai făcut fermă de gold, efectiv. Băi, eu oricum sunt cu fermele, despre ce vorbim? Hai, tinere. Vezi cât de smut. Ușor ăștia acum, dă-i. Ia zi. Eu mor. Nu simți. Nu simți diferența. Tu ai simțit diferența? Da, mi-am luat regeneration. Ah, și eu. Am fire resistance acum. Pot să bag mâna în foc dacă vreau. Ia du-te așa un cookie din plăt de acolo. Direct cu mâna. Hai direct cu mâna. Fii atent că le iau direct cu mâna de la ăla. Mamă, cât mă arge. Hai să văd. Te arzi? Da. Nu cred. Bă, da. Bă, nu lua tava cu totul. Nu iau tava. Fii atent. Mare inginerie aici. Da. Fii atent. Unde-l pun? Pe masă, uite aici, pe asta de foiță de gold. Da, vezi că arde. Arde rău? Arde rău. Gen, o să mușc eu dintr-o parte. Mamă, chiar arde. Gen. Da, păi a rămas în cuptor. Vezi că am făcut un cookie foarte bun. Arată insane de frumos cookie-ul ăsta, ia uite-l. Dați-mi o notă la cookie-ul ăsta. Cred că 2. Mamă, și în sfârșit am găsit și un jungle. Mamă, nu pot să cred că fix... Bă, deci o să ziceți că clipul ăsta e rigged, dar efectiv am găsit fix la marginea jungle-ului mare Coco Beans. Mare Coco Beans aici ce-am găsit. Ne ajung 3, cred că ne ajung 3 pentru o prăjiturică. Cred că așa se face. Din nou, n-am făcut niciodată un cookie în Minecraft. Efectiv e prima dată, plus că îți dă foarte, foarte puțin regeneration. Hai să dăm un cookie la un papagal, ce părere aveți? Ok, cred că nu i-am făcut bine totuși. Ia uite, ce mare cookie făcut de mine. Ce părere ai, Sami? Arată bine. Arată tanker. Ai zis că nu vrei să guși, că ai, nu știu ce, nu mai ai fire resistance, ai zis. Eu sunt pe rât. Ok, hai să vedem. Uh-huh. Ok, cred că mi-a rămas niște cookie pe la bot. Ai și bine, îmi place. Cu textură, frumos, cu ciocolată. Notă, 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 notă. Nota 10. Mi-a făcut de mine, clar. Bă, frate, dar efectiv pe toate le-ai găsit în Minecraft.